Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. Astăzi, în prima oră, discutăm despre situația din regiunea transnistreană, care sunt riscurile pentru dreapta Nistrului, dar și pentru Ucraina. Iar invitat este domnul Oleg Serebrean, viceprim-ministru pentru reintegrare. Domnule Serebrean, bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Zic să începem cu o informație cumva de ultimă oră. Tiraspolul anunță că a doborât o dronă încărcată cu material explozibil. Potrivit presiei din regiune, drona urma să distrugă sistemul de răcire pentru transformatoare din statul Maiachi, raionul Grigoriopol. Știți ceva despre această informație și cum autoritățile de la Chișinău pot verifica dacă este veridică? Bun, sunt diferite modalități de a verifica dacă este veridică. Chiar înainte de această emisiune am contactat inclusiv misiunea OSC. Deocamdată informația nu este pe deplin verificată, să spun așa. Informații de la structurile de forță nu am primit înainte de emisiune, adică să spun cu certitudine că da, așa s-a întâmplat sau care a fost traseul, dar ceea ce a apărut în mass media, însă în mass media în ultimul timp apar foarte multe știri care după asta se constată că nu au fost chiar așa sau informații pe care le lansează cei de la Tiraspol care, da, nu se adevăresc întotdeauna. Deci mai rămâne de văzut, cel puțin ca experții OSC, Comisii Unificate de Control, să vadă la fața locului măsura în care este posibil ce s-a întâmplat. La modul practic, cum funcționează? În ce măsură există la acest capitol o comunicare între așa numitele autorități de la Tiraspol și Chișinău, în contextul în care este un pericol pentru securitatea zonei? Comunicare există, fără îndoială, dar acces la fața locului ca noi să putem vedea siturile, locul efectiv unde s-au produs exploziile sau cooperare la nivel de structuri de forță nu există. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, trebuie să ne bazăm sau pe informația lor sau pe, mă rog, informații operative, să spun așa, care vin din diferite surse. Cele mai credibile, firește și oficiale, sunt cele ale observatorilor din misiunea OSC. Fără îndoială se vor deplasa, de regulă se deplasează la fața locului atunci când astfel de lucruri se întâmplă și, mă rog, furnizează inclusiv în spațiul public, oferă aceste informații. Dar observatorii OSCE au acces liber? Da, de regulă au, adică n-am auzit despre impedimente să li se creeze, cel puțin din câte cunosc, în timpul evenimentelor anterioare care s-au produs săptămânile trecute, dânsii au putut să viziteze, să fie la fața. O să ajungem și acolo. Vreau întâi de toate să anunț inclusiv telespectatorii despre tradiționalul televoting pe care îl organizăm în cadrul emisiunii Freedom. Întrebarea zilei de astăzi, o vedeți deja afișată pe ecran, e dacă problema transnistreană va fi soluționată. Transmiteți SMS la 3280 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu, iar pe parcursul emisiunii vom anunța rezultatele. Vorbind despre situația din regiunea transnistreană, ea creează panică, inclusiv în rândul cetățenilor din dreapta Nistrului. Întrebarea-i, în prezent, există riscul ca regiunea transnistreană să fie implicată în război? Bine, o doză de risc există întotdeauna și a existat întotdeauna. Un conflict care este înghețat, are capacitatea de a se dezgheța în orice circunstanțe mai favorabile sau nefavorabile, mai bine spus. Cum situația din întreaga regiune este îngrijorătoare, nu putem spune că, bun, nu există niciun risc. Ar fi o exagerare să spunem, bineînțeles, asta. Acum, riscul implicării imediate, în timpul cel mai apropiat sau gradul de risc, pentru că vorbim despre gradul de risc. Gradul de risc, deocamdată, nu este unul foarte înalt sau înalt. Dar, repet, nimeni nu neagă faptul că trăim într-o zonă destul de sensibilă, că războiul din Ucraina ne afectează inclusiv din punct de vedere securitar, că în această regiune transnistreană sunt staționate trupe ruse, că problema a fost evocată de multe ori în mass media, inclusiv internaționale, că a făcut parte din diverse scenarii pe care le-au dezvoltat comentatori politici sau jurnaliști. Deci, sigur că îngrijorări nu pot să spun că sunt în totalitate neîntemeiate, dar totuși nu trebuie să exagerăm dimensiunea acestor îngrijorări, deci nu este un grad de alertă ridicată în legătură cu posibilitatea implicării acestei zone în conflict. Au fost poate perioade când
posibilitatea dezghețării lui erau mai mari, perioade când erau mai mici. Pentru asta și este important ca să menținem un dialog permanent cu Tiraspolul, a simți temperatura și a evita orice mișcări nepotrivite de o parte și de alta. Adică unul din scopurile mele de altminter ca viceprim-ministru pentru reintegrare în momentul de față este menținerea dialogului constant, schimbarea acestor informații despre care vorbeați dumneavoastră adinaori, în ce măsură ele sunt veridice sau nu, asta este deja alt lucru. Dar este important să le auzim din prima sursă, să auzim punctul lor de vedere, mai ales că nu am simțit în partea stângă a Nistrului, nici în rândul populației, nici în rândul mediului de afaceri cu care, mă rog, am avut contact în ultimul timp, adică nu doar cu, să spun, așa zisele autorități de dincolo, dar și cu oameni simpli, profesori, părinți de ai unor elevi din școlile românești sau mediul de afaceri, cum am spus, nimeni nu este interesat de escaladarea tensiunilor și nimeni nu vrea ca acest conflict să se dezghețe, să ajungă într-o fază activă. Dar vorbind despre amenințările la adresa Ucrainei, am văzut mesaje care vin de la vecinii noștri și spun că în regiunea transnistreană ar putea fi deschis un nou front și Federația Rusă să atace. Ar putea fi. Deci este vorba de un condițional, despre o posibilitate. Bun. Cât de mare este această posibilitate? Pentru că, sigur, cineva dintre astronomi vă poate spune că s-ar putea întâmpla ca un asteroid să lovească Pământul. Probabilitatea însă este ceea ce contează. Deci probabilitatea ca un astfel de conflict, ca un astfel de front să fie deschis... Este la fel ca și probabilitatea că Pământul va fi lovit de un asteroid? Nu, este evident că mult mai mare, pentru că probabilitatea este ca Pământul să fie lovit de un asteroid este matematic vorbind de unul la câteva milioane. Deci în cazul de față este o probabilitate mai mare, dar totuși nu există un risc ca acest conflict să degenereze cel puțin în viitorul imediat. Vorbind despre exploziile din regiune care au avut loc săptămâna trecută, dumneavoastră ați făcut declarații în acest sens la un post de televiziune. Exploziile care s-au produs au avut efecte minore, persoane nu au avut de suferit. Nimeni nici nu n-a revindecat aceste așa zise acte teroriste, ceea ce trezește semne de întrebare. Curios. Păi acum întrebare, ce se întâmplă acolo? Cine a produs aceste explozii? Cu ce scop și de ce nimeni nu le-a revindecat nici până acum? Da, este un lucru foarte curios, pentru că atunci când se produce un act terorist, cu adevărat, primul lucru este cineva revendică acest act terorist. Sunt la nivelul speculativ foarte multe scenarii care au fost dezvoltate. Cui servește o astfel de situație? Greu de spus. Adică nu vreau să mă lansez eu însumi în astfel de speculații. Noi am văzut declarațiile oficiale ale Ministerului. Ale doamnei președinte Sandu inclusiv și declarațiile oficiale ale biroului care le repete. Deci, dar era un punct de vedere. Deci nu putem spune atâta timp cât, iarăși, nu am avut posibilitatea de a fi în teren in situ să inspectăm aceste lucruri. Stați un clipă. Un punct de vedere se creează în baza unor informații veridice de obicei sau probate sau probabile. Întrebarea e cum ați operat cu acești termeni. Ați spus că totuși este vorba de ceva pe interior. Este mai curând ceva pe interior. Cum ați ajuns adică la această concluzie? Din informațiile pe care le-am primit, s-au fost mai curând, și asta am spus și în acea emisiune, este produsul unei analize, pentru că nu este produsul unei expertize la fața locului. Deci nu putem opera cu expertiză la fața locului, pentru că nu avem acces în aceste teritorii ca să efectuăm. Și nimeni nu ne-a rugat ca organele noastre de drept sau de poliție să intervină, să ajute, deci ne-am oferit. În acest punct. Deci nu există o anchetă de la Chișinău? O anchetă de la Chișinău nu poate fi, adică noi nu am avut acces în această zonă. Noi am văzut mesaje și din partea Federației Ruse și a Ucrainei care se acuză reciproc, dar am văzut și semnale din partea celor din regiunea transnistreană care spun că anumite drone sau anumite mișcări vin din spre Ucraina. Probabilitatea că de acolo vin totuși rușii e mai mică, pentru că este o zonă controlată de ucraineni la această etapă. Ați analizat opțiunea ca să fie aceste destabilizări create de cineva din afara regiunii transnistrene? Bine, dacă vreți să organizați
mă rog, un sub drapel fals, un astfel de scenariu este foarte ușor de organizat. Adică nu e neapărat, dronele pot fi lansate și dinspre Ucraina, dinspre frontieră sau împușcăturile pot să vină. Asta nu este un indiciu, adică din cotro s-a tras, nu este indiciul cel mai important. Sunt alte indicii. Adică eu nu sunt investigator ca să operez acum cu cum se putea produce sau cum se organizează o astfel de acțiune, dar cert este că putea fi organizată, așa cum se spune, sub un drapel fals operațiunea respectivă. De mine mă interesează temei să credem că Ucraina a fost cumva implicată în organizarea acestor acte, nu există. Deci cu toată tăria putem spune că suntem încrezuți că ucrainenii n-au fost implicați și nu au niciun interes ca să organizeze astfel de acțiuni de destabilizare în regiunea transnistreană. Niciun interes. Dar rușii? N-am auzit revendicări să revendice acest lucru. Deci, anume din acest motiv, am considerat că lucrurile se puteau produce pe interior. Între timp s-au schimbat un pic lucrurile. Dumneavoastră ați avut o întâlnire cu așa numitele autorități de la Tiraspol. Ce s-a discutat în cadrul acelei întâlniri și care sunt rezultatele? Păi, primul lucru era să restabilim contactul care a fost întrerupt de mai mult timp. Și în condițiile de insecuritate care sunt în momentul de față, era firesc să relansăm aceste discuții. Tocmai pentru a da un semnal, dacă vreți, și societății de pe ambele maluri ale Nistrului, care privea deja adică starea de alertă, de îngrijorare era prea mare. Și foarte multă lume ne întreba, ne spunea, nu faceți nimic, este important să se stabilească un contact direct. Nu ascund că un element al discuțiilor a fost vizita OSCE-ului, reprezentanților OSCE-ului în Republica Moldova, care au fost și la Chișinău și la Tiraspol, misiunea lor fiind tocmai restabilirea acestui dialog direct între Chișinău și Tiraspol într-un moment de tensiune. Da? Tensiune regională. Deci era nevoie ca acele energii negative care se acumulase să fie cumva descărcate în timpul unei discuții. Să vedem unde suntem, ce pretenții are fiecare în momentul de față, unul față de celălalt, pentru că au fost câteva incidente neplăcute legate de oprirea unor delegații, inclusiv delegația Comisiei Unificate de Control în 14 aprilie, apoi un mesaj pe care vis-a-viul meu, negociatorul principal din partea Tiraspolului, l-a adresat misiunilor diplomatice din Republica Moldova, că trebuie să intre în regiunea transnistreană cu un preaviz de 3 zile, așa ceva nu s-a mai întâmplat anterior. Deci era nevoie să vedem unde ne aflăm. Când a avut loc întâlnirea? Deci săptămâna trecută la final? Da, la finalul săptămânii trecute. Cine da. Au fost prezenți în cadrul acestei întâlniri? Din partea Chișinăului și respectiv din regiunea transnistreană? A fost, din partea transnistreană a fost, de la Tiraspol a fost domnul Krasnoselski și am fost eu cu domnul Recea. Întâlnirea a avut loc foarte deschis. Nu a fost în niciun caz, cum să spun, o întâlnire ascunsă. A avut loc la Varnița, în sala de ședințe a primăriei. Toată lumea a putut să vadă că am intrat și eu și domnul Krasnoselski. Da, noi știm. Deci informația a fost făcută public, dar retorica, care a fost a domnului Krasnoselski? Discuția a fost foarte firească, adică n-a decurs în tonalități, cum să spun, încordate. Am făcut un schimb de opinii, am trecut și pe alte domenii, ferește, pentru că în condițiile actuale nu puteam evita anumite subiecte care de regulă se discută în formatul 1 plus 1 sau al grupurilor de lucru. Subiectele legate de vamă, subiectele legate de produsele farmaceutice care sunt în atenția presei de pe ambele malurile Nistrului, produsele fitosanitare. Deci, bineînțeles că toate aceste lucruri au fost evocate în timpul discuției. Despre explozii ce ați discutat? Foarte puțin de altminteri despre explozii, pentru că știam care este deja poziția oficială, ea a fost anunțată și eram convins că un punct nou de vedere nu ne va fi anunțat. Noi am văzut care este retorica domnului Krasnoselski la adresa declarațiilor făcute de doamna Maia Sandu. Mm-hmm. Nu foarte prietenoasă retorică. Ați discutat despre declarațiile Chișinăului? Nu am evocat în general schimbul de declarații pentru că nu era cazul să fie făcut acest lucru.
Vorbind despre securitatea în regiune, v-a dat asigurări de domnul Krasnoselski că situația este sub control sau există îngrijorări? Bine, îngrijorări există pe ambele maluri ale Nistrului. N-am simțit în orice caz, în timpul acestei discuții, e, cum să spun, un aer marțial, o dorință de a soluționa problema pe o cale, pe calea forței. Avem de altminteri convingerea că Tiraspolul nu este interesat în momentul de față ca situația să degradeze. Și această întâlnire pentru asta a fost și importantă, să ne reasigure cumva această, nu că încredere, ci percepție că nu există un interes ca tensiunile să scape de sub control. Asta este părerea, cum să spun, unei părți. Noi știm că în regiunea transnistreană punctele de vedere sunt împărțite, că există forțe mai belicoase, pro-război, forțe mai interesate în menținerea stabilității, în menținerea unui canal de dialog cu Chișinăul. Păreri împărțite sunt și în partea dreaptă a Nistrului, deci nu putem să spunem că lucrurile sunt. Se vorbește foarte des de așa zisa coloana a cincea, nu vreau să speculez acum pe acest capitol, dar da, lucrurile nu sunt simple și trebuie să le luăm ca atare, să le analizăm cu atenție, fără însă a dramatiza lucrurile. Deci, încă o dată, repet, că după această întrevedere și s-a stabilit că vom relua dialogul în cadrul grupurilor de lucru, primele vor fi pe domeniul farmaceutic, care este de importanță pentru, bun, de mare interes pentru ei, un blocaj mai îndelungat, timp de 2 ani. Dar ce se întâmplă acolo, în linii generale, ca să înțelegem segmentul farmaceutic? Segmentul farmaceutic, problema e în așa zisul nomenclator al produselor farmaceutice. Noi activăm în Republica Moldova după un nomenclator care a fost adoptat conform rigorilor Uniunii Europene, deci acceptăm pe teritoriul Republicii Moldova produse farmaceutice care sunt recunoscute în UE. În regiunea transnistreană, dincolo de aceste produse, sunt admise și o serie de produse care, mă rog, nu au circulație europeană. Fie că din considerente de preț, fie că din considerente de comoditate, că pacienții s-au deprins cu aceste produse sau pentru că au fost de mai multă vreme stabilite contacte cu producătorii din alte țări, Rusia sau Ucraina, de unde se importau produse farmaceutice. Contactele regiunii transnistrene cu Ucraina erau foarte strânse chiar înainte de acest război, deci contactele economice mai cu seamă. Acum, ținând cont de faptul că frontiera, tronsonul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene este închis, aceste produse farmaceutice, sau același lucru e valabil și pentru produsele fitosanitare, se importă prin punctele vamale ale Republicii Moldova, mai exact controlate de Chișinău. În momentul în care acestea intră pe teritoriul Republicii Moldova prin aceste puncte vamale, noi nu le putem trata ca și tranzit, cum le tratau ucrainenii. Pentru că regiunea transnistreană, din perspectiva noastră legală, este o parte inalienabilă a Republicii Moldova. Tiraspolul insistă ca noi să tratăm aceste produse ca tranzit. Noi nu putem să le tratăm ca și tranzit, pentru că nu recunoaștem o entitate statală RMN. Da? Deci, aici se bat cap în cap aceste două viziuni. Au fost oprite câteva camioane pentru moment, ca să clarificăm problema, aparținând unor companii farmaceutice de la Tiraspol, dar de aici și până la spune că există o blocadă a regiunii transnistrene, cum insinuează frecvent domnul Ignatev, este o exagerare. Pentru că chiar acum le-am spus colegilor de la OSCE, după vizita pe care au efectuat-o la Tiraspol, cum putem vorbi despre o blocadă în domeniul farmaceutic, cel puțin, dacă noi permitem importul în regiunea transnistreană a tuturor produselor farmaceutice care se importă în Republica Moldova. Deci care este soluția? La ce concluzie ați ajuns? Concluzia la care am ajuns este că importă medicamente conform nomenclatorului nostru, unic,
Și că noi suntem de acord, asta au spus și colegii de la Ministerul Sănătății și de la Agenția Medicamentului, să extindem oarecum în măsura legală, adică ca să nu contrazicem legislația europeană sau rigorile europene, nomenclatorul nostru incluzând o serie de medicamente acceptate în zona transnistreană. Asta este singura soluție, dar cert este că nu le vom accepta pe toate, pentru că sunt multe medicamente, multe produse farmaceutice care nu își vor putea găsi locuri în acest nomenclator unic. Deci problema nu poate fi soluționată decât parțial pentru moment. Încă câteva precizări scurte în legătură cu această întrevedere pe care ați avut-o. Domnul Krasnoselski v-a spus ceva despre o eventuală discuție cu Vladimir Putin și ce părere are despre ce se întâmplă în Ucraina? Din câte cunosc, Vadim Krasnoselski nu s-a întâlnit niciodată cu Vladimir Putin. Dar discuție telefonică? A spus despre faptul că ar avea o discuție telefonică. Nu știu care sunt contactele lui la Moscova, dar eu n-am auzit vreodată și aproape că sunt convins că n-a avut discuții cu Vladimir Putin. Care este... Adică poate discuții telefonice sau un schimb de mesaje, eu știu, scrise, dar în sensul ăsta... Care este atitudinea față de ceea ce se întâmplă în Ucraina a liderului transnistrean? Nu l-am întrebat despre asta, adică pot judeca doar din aparițiile lor publice. Ei caută să păstreze oarecare echidistanță și este de înțeles. În regiunea transnistreană, o treime din populație sunt ucraineni, foarte mulți au cetățenie ucraineană, contactele regiunii cu Ucraina erau foarte strânse și până la război și până în 2014 mai cu seamă, contacte politice, contacte economice, politice după 2014 evident că mult mai puțin, dar sociale, umane, relații de familie erau foarte strânse. Deci asta s-a spus în mai multe rânduri, că nu ar exista intenția implicării regiunii transnistrene într-un război contra Ucrainei. Dar noi știm foarte dar bine... Dar în ce măsură această regiune este autonomă? Sau adică în ce măsură este autonomă în sensul luării deciziilor? Asta păi nu este autonomă în sensul luării deciziilor. Asta și avem în vedere. Păi dar despre asta ați discutat? Dacă va exista o rezistență pe interior? Nu am discutat despre aceste scenarii și, bun, haideți să spunem că chiar toate lucrurile care le-am discutat oricum nu sunt publice. Despre mobilizarea armatei, ați discutat ce se întâmplă acolo? Nu există mobilizare pentru moment. Nu există, cu certitudine nu există. Posibilitatea ca să existe altceva, dar mobilizarea nu există și asta nu trebuie să ne spună el. Adică instituțiile care monitorizează situația din regiunea transnistreană ar observa îndată că așa ceva se întâmplă. Despre capacitățile militare ale regiunii transnistreane aș vrea să discutăm mai mult, dar după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la te-a luat, nu prea nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchie, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui
sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20.00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22.30 подводим итоги с Юлей Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19.00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărdici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e debatul la locul nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20.00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agende Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12.00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile... De unde fac parte acești militari? Sunt inclusiv cei din Federația Rusă? Nu, cei din Federația Rusă, care sunt și ei în majoritatea lor, acum, din câte ne dăm seama, tot originari din regiunea transnistreană, având cetățenie rusă, pentru că rotația nu se mai poate face dinspre Federația Rusă. Deci, din câte ne dăm seama, doar ofițerii mai sunt cei din Federația Rusă, dar oricum, de foarte, foarte multă vreme deja aflați în regiunea transnistreană. În ceea ce privește soldații, recruții, ei sunt din mediul de acolo, adică sunt tot din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, care operează sub drapelul Federației Ruse. Ei sunt în jur de 1500-2000, adică nu vorbim despre un contingent impresionant. Și am spus de mai multe ori că, ținând cont de dimensiunea războiului din Ucraina, de numărul forțelor implicate, dacă ne uităm la ceea ce este în regiunea transnistreană, este prea puțin. Adică nu avem nici măcar o divizie, chiar dacă punem împreună forțele aflate sub drapel rus și cele paramilitare din ale regiunii. Deci ce spun ucrainenii, că nu se simt în pericol și că oricând ar putea riposta, este adevărat. Absolut, absolut. Tocmai de asta, încă o dată, nu cred că temerea este a unui atac care ar veni dinspre regiunea transnistreană. Temerea întotdeauna a fost legată de posibilitatea utilizării acestei regiuni în sens logistic, aeroportul, dar iarăși este o dificultate. Trebuie să survolezi teritoriul ucrainean ca să ajungi la aeroportul de acolo. O să vreau să analizez opțiunile care... Păi deci, de fapt, ele nu sunt. Prin România... Nici prin România, nu. Cu atât mai mult. Nu ar permite. Și Ucraina, iarăși... Controlează zona. Înțeles, își controlează foarte bine zona. Odessa este... din punct de vedere antiaerian, ceea ce ni s-a spus, destul de bine asigurată. Deci a survola spațiul ucrainean pentru a trece, chiar dacă este vorba de o porțiune destul de scurtă, este mai complicat. Dar pe interior, în regiunea transnistreană, este tehnică?
Întrebarea e cât de multă este și ce capacități au. Capacitatea, din câte ne dăm seama, de acțiune și tehnica este învechită și cred că și moralul acestor trupe, după ceea ce se întâmplă în Ucraina, cred că este destul de stins, așa. Nu cred că pericolul unui atac dinspre zona transnistreană este real în momentul de față. Sigur că lucrurile se pot schimba în momentul în care trupele ruse ajung prea aproape de Odessa sau se produce o joncțiune, atunci, bineînțeles, că se produce o reconfigurare a situației. Într-un război, mai ales într-un război ca acesta, prognoze pe termen mediu chiar, este foarte greu să faci. Deci noi operăm cu datele pe care le avem în momentul de față, cu situația care este la zi. În momentul de față știm că asta este situația. O colegă de noastră jurnalistă recent îmi spunea că, iată, de 2 luni am spus că nu este pericol și, până la urmă, uitați-vă că au fost niște explozii. Da, la timp de 2 luni nu s-a întâmplat nimic. Deci am avut dreptate spunând că nu există pericolul iminent, cel puțin în acea perioadă, ca să se producă o escaladare a tensiunii. Același lucru îl spunem încă acum. Suntem perfect conștienți de complexitatea situației, deci nu încercăm să prezentăm lucrurile în variantă roz pentru toată lumea. E un pericol, inclusiv de natură societală, economică. Suntem foarte afectați economic pentru că acest război are pentru noi și un cost moral, dacă vreți, un cost moral pentru că Republica Moldova, aflându-se în această zonă seismică de mare turbulențe geopolitice, militare, a devenit foarte neinteresantă pentru mediul de afaceri străin, în primul rând. Toate speranțele noastre că vom reuși după această dramă economică, dacă pot să o numesc astfel, a COVID-ului, vom reuși să relansăm economic Republica Moldova. Iată că se sparg datorită războiului din regiune, deci avem o a doua lovitură care este și mai mare pentru noi. Pe urmă, războiul din Ucraina a întrerupt conexiunile economice comerciale pe care le aveam cu lumea răsăriteană. Chiar dacă Uniunea Europeană de mult este deja, sau mă rog, de câțiva ani este primul partener economic al Republicii Moldova, conexiunile comerciale economice cu Rusia, cu Ucraina, cu Bielarus erau destul de intense. Cu Ucraina, mai ales, vedeați și dumneavoastră, pe dimensiunea importurilor agroalimentare, cât se va prelungi, cu atât mai afectați vom fi. Deja avem o rată de inflație destul de mare, deja comerțul este perturbat la anumite produse, a trebuit să reorientăm foarte din mers structura exporturilor, importurilor, mai ales la anumite produse, deci nu putem să spunem să inocentăm acest război. Dar, bun, conștientizând gravitatea situației, totuși nu trebuie să exagerăm dimensiunile. Frica are ochi mari, nu? Dar tocmai de asta este important să păstrăm calmul și să privim cu, nu pot să spun cu detașare, dar cu anumită, cu sânge rece lucrurile care se întâmplă. Este extrem de complicat să privim cu sânge rece când pe site-uri sau pe canalele de Telegram, în special, apar informații din minut în minut. Iată una false dintre ultimele informații. De cele informații. Mai deseori, asta este problema acestor rețele sociale care au devenit o adevărată năpastă, trebuie să spun, pentru viața noastră în momentul de față. Pentru că ați observat și dumneavoastră, o bună parte, nu pot să contabilizez acum, dar cel puțin 2 din 3 știri sunt false. Sau, mă rog, și nu știu cum se face, dar anume aceste știri false incendiază spiritele. Pentru că știm foarte bine, fake news foarte repede au un impact asupra psihicului uman. Deci vorbim despre o informație care a fost publicată de surse oficiale. Vorba de Ministerul Apărării al Ucrainei. Statul Major al Armatei Ucrainene informează că ofițerii ruși din regiunea transnistreană își evacuează membrii familiilor din estul Republicii Moldova. Ați auzit ceva informații la acest subiect? Informația publicată acum câteva zeci de minute. Nu am auzit. Informația este cu 30 de minute, eram încă în drum, dar nu văd unde poate să evacueze. Pe malul drept al Nistrului? Eventual, ar fi o soluție. Da, puteți monitoriza acest proces? Dacă s-ar întâmpla acest lucru, autoritățile de la Chișinău ar putea verifica? Bun, da, se verifică. Adică nu este ceva foarte complicat. Da, ceea ce putem confirma este că, într-adevăr, în ultimele 2 săptămâni, după aceste explozii care s-au produs repetate în regiunea transnistreană, un număr mare de tineri, mai cu seamă, dar și
familii cu copii sau femei cu copii, au trecut pe malul drept al Nistrului. Acest lucru, da. Aveți un număr? A fost semnalat. Nu am un număr pentru că, da, nu pot să vi-l dau acum ca să vă dau un număr fals. Cred că există un număr sau, mă rog, cineva care monitorizează. Noi am văzut acele cozi la graniță. Da, sunt niște cozi care puteau să aibă o altă explicație. Controlul care este mai riguros acum crează cozi, fără întrebare. Plus sărbătorile. Plus perioada sărbătorilor. Deci aici este o greutate cu contabilizarea foarte... Într-o perioadă, în afara sărbătorilor, va fi mai ușor de văzut care este realitatea din această perspectivă. Dar da, am auzit despre aceste lucruri, au fost parțial confirmate că se produc astfel de lucruri. Dacă și familiile ofițerilor ruși sunt implicate, îmi vine greu să spun, adică nu vreau să comentez ceva despre ce n-am fost informat. Revenind la capacitățile militare, tehnic vorbind, în regiunea transnistreană, care este situația cu depozitul militar de la Cobasna? Ce se știe la această etapă? Bun, prea multe nu se știu. El a fost vizitat, cred că nu știu cine a fost ultimul dintre oficialii moldoveni, militari, experți militari moldoveni, poate Viorel Cibotaru, ex-ministrul apărării, nu știu dacă a fost. Acum, cred că am o amintire, care sper să nu fie o amintire falsă, că ar fi fost vreodată acolo, poate greșesc. Dar asta a fost cel puțin cu ani în urmă. Sigur că experți străini au ajuns acolo, inclusiv ai OSCE-ului. Cât de des, cât de profund, ce uși li s-au deschis, îmi vine greu să spun, pentru că dimensiunea militară nu ține de competența mea. Da, deci din această perspectivă prea multe nu vă pot spune. Bine, eu am un pic de informație aici, aș vrea să operăm cu ele. Da. Vorbind despre ex-vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, responsabil de problemele reintegrare. Care am vorbit adineauri, da. De a veni la dumneavoastră. El a menționat că depozitul de la Cobasna constituie un focar de risc. Arsenalul este menținut acolo în pofida promisiunii făcute de Rusia la summitul OSCE din 1999, că va retrage trupele și armamentul până în 2002. Între timp au fost retrase 22 de tone de muniții, fiind distruse 300 de tancuri și alte vehicule blindate. Întrebarea e câte erau acolo în total, domnule Serebrean? Ăsta este un număr mare? 300 de tancuri? Noi știm despre ceea ce a fost lichidat. Da? Și chiar și acest lucru nu-mi dau seama dacă este verificat, în ce măsură este cu adevărat contabilizat. Pentru că au fost foarte multe speculații despre vânzări ilicite care s-ar fi produs în anii 90. Să nu uităm că la Cobasna au fost stocate arme, muniții ale armatei sovietice din fosta RDG, din fosta Cehoslovacie. Deci acest armament s-a învechit în mare parte fizic, moral, da. Era vorba de stocuri de arme și din al doilea război mondial, inclusiv, care, da, mai exact. În ce măsură erau ele operabile, din anii 50, din anii 60, multe ar fi fost vândute, așa a fost sau nu a fost, când eram comentator politic, susțineam că da, deși, bine, comentatorii politici au o libertate mai mare de expresie decât un oficial care trebuie să fie mai prudent, atunci când face astfel de afirmații. Depozitul a fost creat în 1940. Da, depozitul a fost creat în 40. Și de acolo s-ar putea să fie și acum arme extrem de periculoase care nu mai sunt folosibile. Deci, din această perspectivă, da, vechimea lor, concentrarea lor, riscul ca să se producă un accident voit sau nevoit, ceea ce s-a întâmplat recent, un act terorist care, mă rog, putea dintr-o imprudență să aibă alte dimensiuni. Dar... Haideți să explicăm motivele de ce s-a stopat distrugerea acestor arme care erau în depozit. Din 2003, procesul a fost oprit, motivația Moscovei fiind că Tiraspolul ar fi cerut ca prezența militară rusească să fie păstrată de teama agresiunii militare din partea Chișinăului. În 2003 era acest pericol? În 2003 s-a produs o tensionare a relațiilor dintre Chișinău și Moscova, dintre Chișinău și Tiraspol, urmare a refuzului Chișinăului de a accepta planul COSAC.
acel fiasco diplomatic al domnului Kozak a condus la o răcire a relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă, dar a avut și un impact asupra relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului. Deci, în acele condiții, ei considerau că un răspuns la această atitudine, nu că ostilă, dar prea curajoasă a Chișinăului, să spunem așa, ar fi încetarea evacuării munițiilor de la Colbasna. Dar părerea mea este că acesta a fost un pretext mai curând. Cred că nici nu s-a dorit, în realitate, evacuarea lui, pentru că angajamentul, cum spunea bine domnul ambasador Osipov, era să fie retras până în 2002. Ori, despre ce vorbim este anul 2003 și către anul 2003 volumul retras era totuși destul de modest. Cea mai mare parte a munițiilor, armelor, continuau să rămână la Colbasna, ceea ce indică faptul că această sincopă care s-a produs în dialogul Chișinău-Moscova în 2003 a fost mai curând un pretext. Să precizăm un lucru. În Federația Rusă se folosește Colbasna, în Republica Moldova Cobasna. Care este noțiunea? Nu știu, mă întreba cineva dintre colegi care este. În perioada RSSM, ambele sunt acceptabile. În perioada RSSM, pe hărțile administrative ale Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, era Colbasna. Și dacă nu greșesc, în Enciclopedia Sovietică Moldovenească era Colbasna. Acum, care dintre ele este corectă? Cel puțin în Republica Moldova, mulți operează cu Cobasna inclusiv. Cobasna. Voiam să fac trimitere și la o declarație a domnului Vitalie Marinuță, fostul ministru al apărării, care a subliniat că depozitul de muniții de la Cobasna prezintă un pericol sporit pentru securitate, iar explozia care s-a produs la un depozit similar în Federația Rusă confirmă necesitatea retragerii armamentului și munițiilor de acolo. Nu am îndoială la acest lucru. Domnul Marinuță este expert militar, ca ministru al apărării a analizat situația și în perspectiva unui expert militar, deci cunoaște foarte bine care este situația. Nimeni nu pune la îndoială că acest armament trebuia retras și de mult și asta a fost insistența Chișinăului permanent, indiferent de regimul politic care a fost la Chișinău, indiferent de partidele politice care s-au succedat de-a lungul anilor la Chișinău, s-a insistat pe necesitatea retragerii acestor muniții, armamente, trupelor ruse în general și de la adunarea generală ONU și în cadrul formatelor adunărilor parlamentare a diferitor organizații internaționale, s-a insistat asupra necesității retragerii, în primul rând, armamentului de la Colbasna. Și care a fost efectul acestor insistențe? Efectul a fost că uneori se relua retragerea, inclusiv sub presiune internațională, anumite cantități se distrugeau, dar până la urmă rămâne în continuare un depozit foarte mare. Cred că informația care e vehiculată des în mass media că ar fi cel mai mare depozit din Europa este eronată, nu mai este în momentul de față, cred că în Europa de vest există depozite mult mai mari. Pericolul lui constă în două, are două alte dimensiuni. Faptul că este foarte vechi, și că, mă rog, fiind atât de vechi, se pot produce incidente sau accidente. Și doi, că în contextul deteriorării climatului militar din zonă, aceste muniții pot fi folosite. Adică controlul poate fi scăpat de sub control. Controlul acestei baze poate fi subțiat. Și atunci aceste arme pot ajunge în mâinile celor care nu trebuie, inclusiv a unor miliții, mă rog, care nu neapărat se subordonează unui stat. Cel mai greu este să ai de furcă cu grupări sau trupe paramilitare, mercenari, care se pot vinde ușor și juca la diferite mese în timpul unui conflict. Practic asta se arăta și în raportul OSCE, care a fost intitulat Mediu și Securitate, transformarea riscului în cooperare. El a fost realizat cu ceva timp în urmă, dar ei spuneau că o eventuală explozie a acestor depozite, care nu pot fi transportate, ar provoca un dezastru ecologic și uman. Deci nu e vorba doar de localitatea respectivă, dar pentru regiunea în pericol. Unda ar putea trece, adică nu că ar putea, trece cu certitudine și pe teritoriul Ucrainei, pentru că depozitul respectiv este la doar, cred că, 2 km de frontiera ucraineană și câteva sate ucrainene care sunt în apropiere de frontiera moldo-ucraineană acolo ar putea fi afectate sever chiar.
dar și partea dreaptă a Nistrului. Deci am văzut explozia care s-a produs acum câțiva ani la Beirut, intensitatea ei, deci s-a vorbit foarte mult în presa internațională despre ea, dar intensitatea ei este mult mai mică decât, mă rog, o explozie care ar putea să se producă la Colbasna. Deci, ecologic, da, poate că și ecologic, nu știu ce tipuri de arme sunt acolo, dar unda ar fi foarte puternică. Pentru a soluționa această problemă, domnule Serebrean, e nevoie de comunicare, inclusiv la nivel diplomatic. Înțeleg că dumneavoastră ați reluat această comunicare, dar întrebarea mea ar fi, în ce măsură mai este funcțional formatul 5+2? Sau dacă se va renunța la acest format și veți merge după opțiunea pe care ați aplicat-o săptămâna trecută? Formatul 5+2, am spus cu diferite ocazii, nu mai este unul funcțional în momentul de față, cel puțin. Da? Și este un blocaj, este pus pe pauză acest format. Sunt foarte des întrebat, da, e clar, în momentul de față formatul este nefuncțional. Ce se va întâmpla ulterior, după terminarea ostilităților în Ucraina? Ei, aici este foarte greu de făcut pronosticuri, pentru că nu știm cum se va încheia acest război, care va fi conjunctura regională, care vor fi relațiile Kiev-Moscova după acest... Cu siguranță vor fi deteriorate. Cu siguranță vor fi altele. Cu siguranță vom fi într-un alt peisaj geopolitic. Deci, cine ar trebui să vină cu inițiativa să spune că acest format nu mai este funcțional, vrem să renunțăm la el și să reformăm... Bun, în această perioadă, atâta timp cât lucrurile sunt în ceață, cât sunt neclare, a venit cu astfel de mesaje este nu că periculos, dar nepotrivit. Nu procedem la astfel de reforme fără a avea o claritate a stării lucrurilor în general. Da? Fără îndoială că războiul din Ucraina va afecta procesul de negocieri, agenda negocierilor. Am spus-o asta chiar la începutul, atunci când a avut loc atacul Rusiei asupra Ucrainei. Deci acest lucru ne-a fost foarte clar, că acea rutină aproape ritualică care exista de 25 de ani... Era ineficientă, trebuie să recunoaștem. Deci de-a lungul timpului toți creau impresia că se vorbește, ceva se face, dar nu există nicio mișcare, nicio direcție. În continuare, în regiunea transnistreană, este foarte multă corupție. Este o zonă în care se fac multe scheme. Oamenii îmbogățesc. Foarte multă corupție. Este zona drept al Nistrului, trebuie să recunoaștem. Da, dar aici, teoretic, am putea pedepsi și oamenii. Și în Ucraina era foarte multă corupție. Este un fenomen care, un viciu cu care s-a confruntat toată fosta Uniune Sovietică, poate mai puțin țările Baltice, poate în Georgia, Saakashvili. E bine, această corupție încă este. Se eradice acest flagel de corupție. Ce urmează, ca să înțelegem? Deci veți veni cu inițiativa de a renunța la acest format, 5+2? Repet încă o dată ceea ce am spus adineau. Trebuie să vedem cum evoluează lucrurile. Da? În timpul celui de-al doilea război mondial, societatea națiunilor n-a fost lichidată, deși toată lumea era conștientă că societatea națiunilor s-a sfârșit încă în 1939. Adică cu atacul Germaniei asupra Poloniei, atacul comun germano-sovietic asupra Poloniei. S-a așteptat anul 1945-46 ca această instituție să fie terminată. Pentru că nimeni nu și-a asumat riscul în timp de război să recurgă la reformularea arhitecturii internaționale. Și noi ar fi acum foarte periculos în momentul în care se desfășoară un război, în momentul în care nu este clar încotro ajungem, să venim cu o propunere, formatul va arăta într-un fel sau în altul. E clar că formatul va arăta sau poate arăta altfel. Poate fi și același format, nu știm încă cu certitudine. Poate că anumite lucruri în acest format se vor schimba. Am înțeles. Vor trece în calitate de mediator. Avem doar 3 minute până la final, vreau să reușesc încă câteva aspecte, dar și inclusiv să vedem rezultatele televotingului care sunt afișate pe ecran. Vă reamintesc, întrebarea zilei de astăzi e dacă problema transnistreană va fi soluționată și atât vedem că 46% dintre cei care au votat consideră că poate fi soluționată, respectiv 54%. Televoting va fi pe parcursul ambelor ore, vom vedea la final care va fi rezultatul, inclusiv a ceea ce ați spus dumneavoastră în prima oră, dar mai am încă 2 precizări și vă rog foarte scurt să reușim să le abordăm.
Republica Moldova a transmis cererea de aderare la Uniunea Europeană. Am văzut reacția de la Tiraspol că nu s-a discutat cu ei, respectiv ar dori ca regiunea transnistreană să obțină independența. În ce măsură la această etapă acest lucru ar fi posibil și dacă este analizat de autoritățile de la Chișinău? Nu este analizat în niciun caz și misiunea mea este reintegrarea țării, nu dezintegrarea ei, adică nu recunoașterea independenței. Este un scenariu care nu este luat în calcul în niciun fel. Există opinii care spun că Republica Moldova nu poate lua calea europeană cu problema sau problematica transnistreană și că ar trebui eventual să găsească o soluție. Dacă cetățenii de acolo nu își doresc o reintegrare cu Republica Moldova, să fie Republica Moldova prima cea care le oferă independența sau recunoaște independența regiunii. Credeți că vom putea accede în Uniunea Europeană cu regiunea transnistreană în formatul respectiv? Este adevărat că Ciprul a creat un precedent în acest sens, dar tot atât de adevărat este că situația Ciprului era foarte diferită din multe puncte de vedere față de cea a Republicii Moldova și că nu este perfect comparabilă, nu putem face paralele. Să vedem ce se va întâmpla cu Kosovo, care nici măcar nu este recunoscut definitiv pe plan internațional. Este un stat doar parțial recunoscut și care are o problemă cu Kosovo de nord. Pe urmă să nu uităm că toate cele trei state din parteneriatul estic care aspiră la calitate de membru al Uniunii Europene sunt confruntate în momentul de față cu probleme de separatism. Georgia, inclusiv, are două entități separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Deci problema nu se pune doar pentru Republica Moldova, problema este pentru toate aceste țări. Cred că, dintr-o perspectivă economică, cele mai mari dificultăți în momentul de față le va avea Ucraina, care va fi foarte puternic afectată de acest război, nu doar în sens economic, dar și în sens demografic, o mare parte a populației a plecat. Tocmai de asta sperăm să păstrăm acest avantaj, Republica Moldova ferită de război. Ferită de război definitiv, adică, cum am spus, implicațiile lui, oricum umbra lui planează asupra noastră și ne afectează în sens economic, dar nu în sens direct să fim afectați, atinși de acest război. Și ultimul aspect, scurt și finalizăm, pe 9 mai sau în preajma zilei de 9 mai, ar trebui să ne așteptăm la provocări din partea regiunii transnistrene? Nu cred că din partea regiunii transnistrene pot fi, mă rog, încercări chiar pe interior, poate anumite forțe politice să speculeze, deși și asta este doar o bănuială. Eu nu cred că cineva este interesat în momentul de față să destabilizeze situația. Optimist și încurajator aș descrie acest dialog între noi în această oră. Domnule Serebrean, mulțumesc tare mult. Să sperăm că situația nu va fi mai complicată decât la această etapă și vă mai aștept la noi cu mare plăcere. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Revenim în cea de-a doua oră. Discutăm despre situația politică din Republica Moldova și ultimele sondaje realizate. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e debatul la locul nostru. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchie, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale.
Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20.00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22.30 подводим итоги с Юлей Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19.00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărdici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la te nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20.00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agende Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12.00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20.00. Bună seara din nou! Am revenit în cele două ore a emisiunii Freedom. De această dată discutăm despre ultimele sondaje politice și, în general, ce se întâmplă pe scena politică din Republica Moldova. În platou am alți doi invitați. Este vorba despre domnul Nicolae Negru, analist politic și editorialist la Ziarul Național, și domnul Ian Lesnevski, politolog și directorul companiei Intellect Group. Bună seara și bună bine seara. Ați venit! Bună seara! Zic să începem cu sondajul AIRAI. Există mai multe opinii în legătură cu sondajele politice, sociale realizate în Republica Moldova. Din câte înțeleg și eu, și dacă greșesc, vă rog să mă corectați, AIRAI-ul se consideră unul corect și în care putem avea încredere, deci cu datele căruia putem opera.
Dar o să facem trimitere și la alte sondaje ca să fie corectitudine. Vreau să încep cu situația din regiunea transnistreană. Este cumva în premieră când sondajele reflectă acest subiect, pentru că e vorba de situația din Ucraina și acum s-au schimbat un pic accentele. 48. Da. A mai fost totuși, adică nu e primul sondaj. E primul sondaj realizat după începutul războiului, da, ca să fie corectă exprimarea. 48% dintre moldoveni vor ca regiunea transnistreană să rămână parte a Republicii Moldova fără un statut special. Domnule Negru, cum vi se pare acest procent? E în scădere față de sondajele precedente, adică au fost pe parcursul anilor făcute mai multe sondaje și atunci era chiar și peste 60% de cetățenii Republicii Moldova considerau că transnistrenii trebuie integrați în Republica Moldova, dar fără a li se acorda un statut special. Văd acum, de pildă, și sondajul IMAS-ului se referă la aceeași temă. Acolo, ponderea cetățenilor Republicii Moldova care salută sau care aleg această rezolvare e și mai mică. Prin urmare, cetățenii, în legătură, cred că, cu acest război, încep să-și dea seama că lucrurile trebuie privite altfel. Am văzut că acolo crește procentajul cetățenilor care zic că trebuie să acordăm independență. Apropo, iată, acest lucru vreau să-l analizăm împreună, că a crescut procentul celor care cred că regiunea transnistreană ar trebui să fie independentă. La 16% față de 6-7% în 2018, când a fost realizat un sondaj similar. Domnule Lisnevski, asta ce ar însemna? Cetățenii înțeleg că regiunea transnistreană e o sursă de pericol? Nu, bine, aici nu putem trata doar printr-o prismă, dacă este o sursă de pericol sau este o variantă de a rezolvare acestei probleme. Tot ce ține de aceste sondaje în timpul acestui război, de fapt, sunt interesante. Din alt punct de vedere, situația se schimbă zilnic. Practic, orice eveniment poate să schimbe unele rezultate și este foarte bine că în ultima perioadă s-au produs mai multe sondaje, necătând că mai mult se cere la momentul dat o analiză a informațiilor operative care pot schimba situația. Dar totuși noi vedem că, da, acest procent care consideră că Transnistria trebuie să rămână în Republica Moldova a scăzut, trebuie să vedem procentul a cetățenilor care consideră că Transnistria trebuie să rămână ca o autonomie și evident toată această informație negativă despre posibilul război în Transnistria, despre posibile atacuri, despre diferite învinuiri aduc o stare de alertă pentru cetățeni și noi putem vorbi că practic 80 la începutul războiului, 80% de cetățeni se aflau într-o stare destul de tensionată. Acum la momentul dat acest procent s-a ridicat practic la 90%. E bine, a fost și domnul Celebrean în prima oră, el a calmat un pic spiritele, a explicat că situația nu este atât de gravă cum încearcă unii să o prezinte spirite, pe online. Apropo, aici este un punct destul de pozitiv. Spiritele calmează nu doar, de exemplu, biroul de reintegrare, da, dar și guvernul total și chiar și președintele Maia Sandu. Bine, pentru că știți, în orice moment mie îmi place, da, să critic pe președintele, dar trebuie și să laudăm unele rezultate, pentru că, da, tot ce se face acum la momentul dat pentru, din partea autorităților este că cetățenii se simt puțin mai în siguranță, da, decât la începutul războiului. Totuși este vorba despre neutralitate, este vorba despre controlul informațional asupra Transnistriei. Și asta e datorită acțiunilor autorităților, cred? Aici mi se pare că este un rezultat a mobilizării la toate structurile care sunt responsabile. Putem vorbi că, cu părere de rău, noi nu vedem acest lucru din partea Transnistriei, pentru că eu aș dori că în această perioadă și Transnistria, autoritățile, așa zicem, Transnistria, să fie deschisă către Republica Moldova, să invite specialiștii să investigheze tot ce se întâmplă acolo, pentru a opri aceste spiritele, pentru că, iarăși, informații există foarte mult, informații aparte săptămânal și vorbe au fost de la începutul războiului, că vor fi
atacați, că este posibil că din partea Transnistriei vor ataca, că probabil că din partea Ucrainei vor ataca. Și aceste spirite doar e posibil de oprit prin transparență. Altfel, posibilitatea nu există. Noi tot avem un SMS voting, nu este un sondaj, dar opinia telespectatorilor pentru noi contează. Întrebarea o vedeți afișată pe ecran. Credeți că problema transnistreană va fi soluționată? Rezultatele deja sunt afișate, rezultatele practic din prima oră. 47% dintre cei care au transmis SMS consideră că poate fi soluționată această problemă. Vă reamintesc, puteți transmite SMS la numărul 380 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Și aceeași întrebare vreau să vă adresez și dumneavoastră, domnule Negru. Poate fi soluționată problema transnistreană sau la această etapă e prea degrabă să discutăm despre acest subiect? Teoretic poate fi, desigur, soluționată orice problemă. Poate unele probleme de matematică. Dar practic. Cunoaște, da. Dar practic, desigur că e mai complicat atâta timp cât încă nu știm ce rezultate va avea acest război din Ucraina, adică nu știm cu ce se va termina acest război, nu putem să ne angajăm, eu cred, nimeni nu s-ar angaja să rezolve și această problemă transnistreană. Dar e acum o șansă. Fiindcă această problemă, rezolvarea ei, va trebui să fie făcută în context și într-un fel o să fie parte a reconfigurării forțelor. A reconfigurării, dar și partea soluției în relațiile dintre Rusia și Ucraina. Ucraina dorește să-și asigure securitatea. Rusia zice că Ucraina trebuie să renunțe la acest proiect, adică la intrare în NATO. Dar Ucraina zice că renunțăm, dar trebuie să avem siguranța că nu vom fi atacați în viitor. Și dacă rămân trupele ruse pe teritoriul Republicii Moldova în spatele Ucrainei, eu nu cred că Ucraina va accepta o asemenea rezolvare sau o asemenea. Deci rezolvarea ar putea veni din Ucraina dacă se finalizează acest război? Pentru că înțelegem, vorbeam și cu domnul Serebrean, formatul 5+2 nu mai este funcțional la Ucraina va trebui să-și spună cuvântul, adică noi va trebui să ținem cont de punctul de vedere a Ucrainei. Și chiar și a României, fiindcă e o zonă foarte apropiată de Uniunea Europeană, deci de opinia sau punctul de vedere al României va trebui luat în considerare, a Uniunii Europene va trebui luat în mai considerare. Mai ales că acum s-a schimbat și contextul. Republica Moldova a transmis cererea pentru a deveni țară candidată de aderare la Uniunea Europeană. Da, e și asta. Prin urmare, orice aranjamente de securitate din această regiune privește și Uniunea Europeană, privește și România și Ucraina, desigur. Așa că eu cred că, și probabil și domnul Serebrean a spus, că așteptăm să vedem ce se întâmplă în Ucraina și pe urmă ne apucăm de rezolvarea. Dacă Ucraina câștigă, desigur că se formează, să zicem așa, o conjunctură favorabilă rezolvării problemei. În primul rând, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și atunci rezolvarea se simplifică. Nu știu dacă putem opera cu noțiunea dacă Ucraina câștigă, dacă Ucraina rezistă, cineva spunea, asta e spre bine și pentru Republica Moldova și eventual oferă și soluții pentru soluționarea problemei transnistrene. Vedem că rezultatele televoting-ului se schimbă și probabil argumentele dumneavoastră au fost luate în considerare, domnule Negru. Domnule Lisnevski, vorbind încă despre un aspect, dacă aveți ceva de spus aici. Nu bine, eu sunt de părerea mai optimistă că totuși anume acum este momentul de a rezolva această bine problemă, pentru că care n-a fost rezolvat sau nu s-a încercat rezolvată 30 de ani. Pentru că noi nu putem să așteptăm dacă bine să reziste, să nu se reziste. În astfel de momente permanent istorice au demonstrat că unele țări s-au folosit totuși, da,
cât n-ați suna asta, acest lucru egoist, dar s-au folosit de astfel de momente, cum s-a întâmplat în Belgia, Austria, și au profitat de aceste lucruri, pentru că neutralitatea despre care noi astăzi noi vorbim, ea nu este funcțională. Republica Moldova trebuie să o bine aplice, să o facă, să fie mai o zonă de securitate. Acest lucru este posibil doar atunci când astfel de neutralitate garantează țările mari, da? Ca, de exemplu, Statele Unite, Federația Rusă, Uniunea Europeană, și anume acum noi trebuie să încercăm să-i chemăm de rezolvat această problemă, anume în momentul acesta și Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău și autoritățile din Transnistria nu vor război pe teritoriu. Și acest lucru poate să unească, adică aceste interese, da, și de a rezolva această problemă. Deja cum această problemă va fi rezolvată, da, că aici deja este întrebare, sau de văzut o modalitate, dar evident formatul, de exemplu, 5+2 nu este funcționabil, acest format trebuie mai degrabă să fie 1+1 și cu susținerea unor țări bine, care au o influență, ce ține la Transnistria. Pentru că, iarăși, dacă noi vom pierde la momentul dat acest moment, că uitați-vă, niciodată nu s-au produs așa de intensiv discuțiile între Transnistria și Chișinău. Noi, practic, în ultima săptămână am văzut două întâlniri, da, destul de importante și practic a fost Moldova. O premieră pentru un rezultat, Republica Moldova, rezultat. Pentru că un viceprim-ministru pentru reintegrare s-a întâlnit cu liderul transnistrian Krasnoselski. Asta nu s-a întâmplat. Și credeți că o înțelegere între Chișinău și Tiraspol va fi acceptată în mod automat de către Rusia? Nu va fi acceptată automat. Va garanta cineva, cum ați spus dumneavoastră, un stat serios va garanta o securitate a Republicii Moldova sau neutralitatea Republicii atâta timp cât se află trupele ruse pe teritoriul Republicii Moldova? Unul din aspecte, va accepta Ucraina o soluție dacă rămân trupele ruse pe teritoriul Republicii Moldova? De ce eu zic, primul pas e să se retragă aceste trupe sau să se autodizolve, dacă e posibil așa ceva, fiindcă majoritatea așa se spune că majoritatea personalului e alcătuit din transnistreni. Și în regiunea transnistreană știm foarte bine. Da, domnul Celebrant spunea că sunt în jur de 30% dintre cetățeni ucraineni care au pașaport, inclusiv Ucraina. Păi iată, dacă ies transnistrenii ucrainenii sau cei cu pașapoarte moldovenești, cei cu pașapoarte ucrainești, dacă ies din armata, din acest contingent limitat de trupe ruse din Transnistria, poate ea se desfințează. Dar atâta timp cât ea există și cât ea este dirijată de la Moscova, că nu vor transnistrenii să lupte, bine, eu aș fi de acord. Numai că nu sunt de acord că toți nu vor. Dar că ei trebuie să se supună sau că ei supun, că ei primesc ordine de la Moscova, iarăși este un fapt. Vor îndrăzni, dacă le va spune Moscova, atacați azi, mergeți spre Odessa, vor îndrăzni ei să spună ofițerii de acolo că nu, noi nu ne supunem, noi o să îndeplinim, să zicem, ceea ce dorește Chișinău sau ceea ce dorește Ucraina. E bine, puterea de decizie probabil e mică. Această problemă, da, ea există, dar apropo, cel mai principal punct din neutralitate, că pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din Transnistria, nu există trupe altor țări. Bine, acest lucru evident că trebuie să fie rezolvat. Deci trebuie. De acord, asta este un punct a formulii pe care Republica Moldova trebuie să negocieze, inclusiv cu Federația Rusă, că această armată să nu există pe teritoriu, dacă noi vrem. Da, dar Rusia are nevoie de această armată, fiindcă ea speră că să atace Odessa cu ajutorul. E bine, noi am văzut declarațiile ucrainenilor care spun că dacă Chișinăul le va solicita, cel puțin Arestovici, consilierul președintelui ucrainean, a spus că dacă Chișinăul va solicita armatei ucrainene să atace regiunea transnistreană, ei o fac și acest lucru se întâmplă foarte rapid pentru că ei știu care sunt forțele în regiunea transnistreană. E bine, ăsta este un scenariu. Bine, ei pot să atace și fără. Am auzit că ei vor cere permisiunea Chișinăului, îi poți să atace și fără. De ce dacă trupele ruse
atacă sau împușcă spre Ucraina, ei sunt în drept să nimicească sau să atace la rândul lor aceste trupe ruși și nu vor întreba de Chișinău se poate sau nu se poate. Dar dacă nu Chișinău, se va întreba... Chișinău nu controlează acest teritoriu și atunci cum și-ar asuma dacă este atacată Ucraina, se împușcă de pe teritoriul Republicii Moldova, înseamnă că Republica Moldova trebuie să-și asume responsabilitatea pentru aceste acțiuni. Iar ea nu și le va asuma, fiindcă zice că, de fapt, noi nu controlăm acest teritoriu. Rusia a dat comandă și Rusia, de fapt, împușcă. Dar am văzut autoritățile de la Tiraspol, așa numite autorități, care spun că nu-și doresc acest lucru, păi o escaladare a conflictului, pentru că nu este niciun raționament. Conflict pe teritoriul Transnistriei va fi bine o catastrofă nu doar pentru Transnistria, dar și pentru Republica Moldova, pentru că suntem afectați și așa economic, iarăși riscul de unui conflict militar va crește, iarăși nu știm cum vor reacționa cetățenii care vor încerca să plece. Republica Moldova nu are capacitate la momentul dat cumva să reziste, în plan militar, dar și iarăși eu mă întreb, adică eu nu sunt expert militar, dar mi se pare că forțele militare din Transnistria sunt limitate. Cam e complicat cu, nu știu, 3-4 mii, 6 mii de transnistrieni. Cifra de 7 mii. Da, să ataci una din cele mai puternice armate din Ucraina, din Europa, adică Ucraina, pentru că chiar dacă 8 ani de ani au fost antrenați, au armament, au practic imposibil. Bine, noi vorbim că armata rusească nu prea bine, repede se mișcă sau uneori chiar se citează, dar transnistrienii și ei mi se pare că acest lucru înțeleg. Adică, situația s-ar schimba dacă imposibil, ar înainta armata rusă spre Odessa și ar face acest coridor. Deci la etapa asta nu poate ajunge armamentul sau anumite unități tehnice militare din Federația Rusă în regiunea transnistriană, pentru că sunt doar două căi. Calea aeriană este practic controlată de ucraineni. Da, deci știm foarte bine că în regiunea Odessa spațiul aerian este foarte bine protejat. Ceea ce se întâmplă din direcția României. Despre evoluția. Dar capacitatea tehnicii de acolo, vorbeam și cu domnul Serebrean, e tehnică la depozitul de la Cobasna încă din anul 1940. Întrebarea e în ce măsură această tehnică mai este funcțională. E bine, e tehnică și mai nouă. O bună parte dintre această tehnică a fost distrusă până în 2003. Bine, noi acum nu vorbim despre capacitatea de luptă a armatei de acolo și a transnistrenilor. Noi vorbim de ce, care e rațiunea. Și există? Care e rostul aflării lor acolo. Rostul aflării lor acolo e să țină în șah Republica Moldova și să țină în șah Ucraina. Și acum, da, în această situație, nu cred că se vor încumeta. Dar dacă se schimbă situația pe linia frontului la Herson, de exemplu la Nicolaev, dacă trupele ruse pornesc spre Odessa, de ce nu? Și 5, și 7, și 10 mii de soldați e o forță care trebuie luată în considerare. Da, aici mai multe sunt aspecte care trebuie de analizat, chiar și partea socială. Da? Eu pentru vreau că... să trecem un pic mai departe, că avem aspectele astea, ca să operăm și cu datele din sondajul AIRAI. În ceea ce privește amenințarea trupelor din regiunea separatistă transnistriană, 31% dintre respondenți o consideră foarte reală. 19% consideră că asta depinde de ce se va întâmpla în Ucraina, iar 37% spun că Transnistria nu este o amenințare reală. Iată cam ceea ce discutăm și noi aici. Părerile sunt împărțite și foarte mult depinde care va fi evoluția lucrurilor din Ucraina. În primul rând, aceste cifre arată și confirmă mai degrabă că există câteva, așa zicem, lupte. Pentru că este lupta reală care se produce, da, în Ucraina, lupta informațională și aici trebuie să vorbim despre faptul că despre riscul de Transnistria s-a vorbit practic din 24 februarie. Săptămânal cineva oficial din Ucraina ieșea și vorbea de unele riscuri, practic a doua zi președintele Republicii Moldova ieșea cu alte declarații zicând că totuși este sub control, cumva încerca să liniștească aceste calme. Ultima perioadă, dacă sincer, pe mine mă miră, pentru că deja
pe spațiul informațional al Moldovei chiar se uită despre război din Ucraina și tot mai des vorbește despre Transnistria. Acest lucru evident îngrijorează și cetățenii. De ce? Evident, noi vedem practic 35% de cetățeni care consideră totuși există acest risc. Iarăși, el există mai mult informațional, pentru că chiar iarăși ultima știri care a ieșit în Marea Britanie, într-o publicație din Marea Britanie, dar referirea era la securitatea ucraineană. Iarăși, mai degrabă totuși trebuie de văzut analizele oficiale a securității din Marea Britanie sau din Statele Unite, cum a arătat experiența, chiar cunosc mai mult, chiar și eu, practic, pe 23 februarie consideram că era imposibil, da, un război pe teritoriul Ucrainei, când americanii ziceau că totuși acest lucru poate să se producă, pentru că... Dar acum aceste semnale nu există. Da, bine că nu există din partea așa forță ca Statele Unite sau Marea Britanie. De ce? Evident că și cetățenii trebuie să fie mai calmi. Mai mult ca atât, iarăși, Transnistria sau autoritățile din Transnistria trebuie să facă tot posibil ca să nu repete, da, iarăși, acele întâmplate, care, acte teroriste care au fost ultimul timp, pentru că iarăși totul acesta poate să izbucnească într-un conflict sau în divizarea societății, iarăși. Iată, discuția noastră îi debusolează probabil și pe telespectatori. Rezultatele votării sunt 50-50, probabil în zona asta vor rămâne așa până la sfârșitul emisiunii. Vreau să mergem mai departe cu alte întrebări care au fost abordate în cadrul sondajului AIRAI și puteți faceți trimitere și la alte sondaje pe care le-ați urmărit în ultima perioadă. Vorbim despre partidele care ar accede în viitorul Parlament, dacă am avea alegeri parlamentare în timpul apropiat. Și este vorba despre două formațiuni, Partidul Acțiune și Solidaritate, care ar înregistra un scor de 21%, reamintesc, este vorba despre sondajul AIRAI, și formațiunea prorusă, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care ar obține 13%. Deci celelalte formațiuni sunt sub pragul eligibil. Domnule Negru, ce ar trebui să ne spună aceste date? Datele acestea ne mai spun că 55%, dacă nu mă înșel, fie că nu știu cu cine să voteze, fiindcă nu, sau nu vor participa la votare. Cifrele acestea trebuie să îngrijoreze cel mai mult. Atunci când lumea nu este, să zicem așa, implicată, când are așa un sentiment de lehamete. Dar asta de ce? Asta din cauza războiului a apărut. Întrebarea e în ce măsură ceea ce se întâmplă acum în Ucraina și în regiunea transnistriană avantajează sau dezavantajează autoritățile de la Chișinău? Bine, nu poate. Un război nu poate să avantajeze în niciun fel. Apar tot felul de probleme. Desigur, acest război determină și în mare măsură, în foarte mare măsură, determină majorarea prețurilor la produsele alimentare, la energie și așa mai departe, la gazele naturale. Deci e un test sau, să zicem, e o încercare foarte grea pentru partidul de guvernământ. Eu cred că, probabil asta s-a mai spus, că nicio guvernare până acum nu a avut de trecut prin asemenea încercări, prin asemenea teste, cum i-a revenit acum pasului în cazul de față. Pe de altă parte, desigur că și opoziția sau blocul sau Partidul Socialiștilor și Comuniștilor, pe care cetățenii îl știu legat de Rusia, și care într-un fel transmit aceste mesaje ale Rusiei. Nu numesc cine este agresorul, de exemplu, folosesc și ei acest eufemism că operațiune sau conflict sau ceva. Dar eu aș vrea, după o scurtă pauză de publicitate, aș vrea să analizăm care va fi soarta partidelor proruse în Republica Moldova în contextul în care Rusia este un agresor și a început acest război împotriva vecinilor din Ucraina. Revenim după o scurtă pauză de publicitate, inclusiv vom prelua apeluri de la cetățeni. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă.
ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărdici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la teologul nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerboveschi, de Start Agenda Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Am revenit în platou, continuăm discuția. Ziceam înainte de pauză, domnule Negru, că aș vrea să abordăm care este soarta sau care va fi soarta partidelor proruse din Republica Moldova în contextul în care Federația Rusă este un agresor și e în plină desfășurare un război care a venit cumva la inițiativa Federației Ruse. Se vor dezice de elogizarea lui Putin? Bine, se observă acolo totuși în sondaje o scădere a popularității lui Putin în Republica Moldova și spun cetățenii că e un război declarat de Rusia împotriva Ucrainei. Se mai spune acolo, e adevărat, datele sunt contradictorii, se spune acolo că Putin vrea să anexeze Donbasul, de exemplu, Putin vrea sau se teme că Ucraina va intra în NATO și vor apărea baze militare. Putin vrea să apere cetățenii ruși din Ucraina, Putin vrea să demilitarizeze Ucraina, adică cetățenii nu au... Dar la ERAI sau la IMAS? Nu, eu fac trimitere acum la IMAS. La IMAS. Da, da. Și cetățenii deci, sunt dezorientați, așa se vede în cazul de față, conform sondajelor. Dar eu cred că încă e devreme să punem punct în această istorie, fiindcă, da, acum a spus drept colegul meu că se duce și un război informațional. Nu totul ce apare în spațiu public poate fi crezut și trebuie, adică,
analizat cu foarte mare atenție. Se vor deschide, să zicem așa, cred că când se va termina acest război vom afla multe alte lucruri și eu cred că lucrul ăsta va influența opinia publică. Atunci vom vedea cu adevărat. Noi trebuie să recunoaștem, partidele proruse în Republica Moldova aveau și un anumit flux financiar din Federația Rusă, domnule Lisnevski. Acum, întrebarea e, va mai fi capabilă sau dornică Federația Rusă să pompeze bani în politicieni care au ajuns la guvernare la o anumită etapă și nu au făcut mare lucru? Bine, întrebarea este destul de interesantă și nu doar pentru Republica Moldova. Nu de mult a fost o cercetare destul mai amplă, da? A făcut în Uniunea Europeană, în mai multe țări, care a arătat un lucru destul de interesant. Primul ce se va întâmpla, vor fi afectate toate partidele de guvernare care se află la moment dat în toate țările. Trebuie să recunoaștem, pentru că este un val de criză economică, socială, alimentară și deja apoi urmează război. Trebuie să înțelegem că acum tema principală, de fapt, în Republica Moldova, nu este războiul în Ucraina. Dacă să vă uitați, nu știu ce arată ultimul sondaj ARI, dar principal problema Republicii Moldova este starea economică, adică exact inflația. Asta arată și sondajul. Da. Adică prețurile. Prețurile. Acest lucru, evident, va influența ce ține de partidele proruse. Chiar în Uniunea Europeană noi vedem că, de fapt, opoziția nu contează, e prorusă sau neutră sau alta, oricum s-a activizat și are un rezultat mai mare. Chiar în Franța, Le Pen a luat un rezultat destul de bun în comparație cu alegerile precedente. În Germania, la fel, iarăși, situația se schimbă din cauza stării economice, inflației, situația se schimbă în așa țări ca Italia, Germania, Franța, Ungaria, uitați-vă, adică țară europeană. În Germania totuși e diferit. În Germania, bine, dar deja a scăzut alternativa pentru Germania, de exemplu. Recent au fost acolo. Alegerile, de ce e cam? Dar în toate țările aceste probleme sunt și există mai mult ca atât. Uniunea Europeană acum se pregătește de un val destul de mare de migranți din partea Africii, pentru că ei cunosc care este rezultatul acestei migrații. Da? Vedem ce se întâmplă în Franța. De ce? Mie îmi pare că în lume se va produce o schimbare politică, practic, în mai multe țări. Probabil că va fi afectată și Republica Moldova. Evident, spectrul politic al Republicii Moldova e posibil că să se schimbe. Pentru că minusul, da, de exemplu, partidul de la guvernare, că se află la guvernare în perioada când merge un val de criză, una după alta. COVID, pandemia, criza economică, criza umanitară, etc. Problema opoziției, de fapt, este pentru că mie îmi pare că este destul de pasivă, pentru că la începutul acestei crize militare, nu știu cum să facă declarații, ce se facă, erau mai pasivi. Dar în deosebire, de exemplu, chiar altele țări europene, care partidele proruse, veneau cu unele declarații care nu că în susținere, dar chiar criticau această acțiune. Și evident, toate aceste lucruri vor afecta și partidul de guvernare și partidul de opoziție. Dar dacă să analizăm chiar ultimul sondaj ARI, noi vedem că practic după Partidul Socialiștilor urmează două partide, iarăși proruse, Partidul Șor și Partidul Comuniștilor. Adică, de fapt, pentru Republica Moldova încă nu s-a produs alternativa aceea care, bine, poate să existe ca un partid neutru sau un partid, haideți să așa zicem, național sau altfel cumva. Și iarăși, la capitolul de politicieni, da, noi iarăși vedem că nu există la momentul dat foarte mulți lideri de dreapta care pot să susțină, da, această direcție care a fost pornită de doamna Maia Sandu. Pentru că orice criză sau orice greșeală, evident, va afecta ratingul președintelui, dar să priei, la momentul dat, este cine? Domnul Dodon, domnul Ciban, domnul Voronin, adică și Șor. Adică noi vedem iarăși politicieni de stânga. Eu vreau să discutăm și despre problemele care sunt cel mai des menționate de cetățeni, inclusiv în cadrul acestor sondaje, dar totodată vreau să rog și colegii din regie să afișeze numărul de telefon pe ecran ca cetățenii sau telespectatorii să poată să ne telefoneze în direct. Și întrebarea zilei de astăzi pentru telespectatorii, dacă v-ați gândit să plecați din Republica Moldova din momentul începerii războiului în Ucraina și dacă acest gând mai persistă în prezent.
Până una alta, vorbim despre aceste probleme care sunt menționate cel mai des de cetățeni. Prețurile, veniturile mici, lipsa locurilor de muncă și corupția, primele două fiind preocuparea majoră a tinerilor. Prețurile și veniturile mici, domnule Negru. Vorbesc iarăși despre sondajul AIRAI, puteți face trimitere și la cel realizat de IMAS. Același lucru. Dar adică primele poziții sunt prețurile. Dar nu vi se pare straniu? Securitatea cetățenilor, la hotar se întâmplă un război. Riscul să înainteze trupele ruse spre Odessa, să ajungă la hotar cu Republica Moldova. Și până la urmă, tot problema principală e prețurile și respectiv veniturile mici. Bine, deocamdată rezultatele războiului cetățeanul nu le resimte. El deocamdată, îi se spune și de la cele mai înalte tribune, Maia Sandu, guvernul spune că nu există semnale pentru un event, pentru ca războiul să ajungă pe teritoriul nostru. Eu cred că trebuie să mai așteptăm. Poate că nu se va întâmpla lucrul ăsta, dar prețurile au început să le simte chiar de anul trecut. Exact, ne amintim foarte bine. Anului, da. Și în afară de asta, și opoziția și alți politicieni care tot de fapt sunt opoziție, vorbesc despre prețuri, vorbesc despre șomaș, vorbesc despre ceea ce se întâmplă în economie sau despre guvernare, de exemplu. Atunci când era vorba de aprovizionarea cu gaze, vorbeau că nu s-a negociat un preț. În atenția publicului tot timpul sunt puse probleme. Adică dacă nu resimte direct războiul, atunci problema cea mare e ceea ce resimte direct pe propria piele, ce este în portmoneu, ce este în frigider. Haideți să vedem ce ne spune domnul Nicolae din Chișinău, care este în legătură prin telefon, dacă s-a gândit sau nu să emigreze. Domnul Nicolae, bună seara! Bună seara! Ați avut gândul să plecați din Republica Moldova, ținând cont de situația din Ucraina? Nu că l-am avut. Eu o am și acum și mă frământ în situația. Eu sunt patriot, da? Tot timpul zic, mă duc ultimul și stâng lumina ultimul dacă mă duc din țara. Dar în situația dată care ne-am pomenit acum și tot chestia asta, nu numai eu, foarte multă lume îți gândește și vă spun de ce motiv, da? Că eu folosesc un cuvânt așa nemai politicos, policienii ăștia noștri, care am avut până acum 30 de ani, au violat țara asta cum au vrut, înțelegeți? Au furat-o, au dus banii pe hotare, aceiași socialiști, comuniști, tot absolut. Fură de la noi, duc banii pe hotare, copiii lor învață pe hotare, da? Și acum iese că dacă Doamne ferește de un război, noi, cetățenii simpli, care tot timpul am muncit, am căzut în brânci pentru țara asta, care statul ăsta nu ne-a dat nimic absolut, dar nimic absolut. Noi trebuie să ducem sutăm, dar copiilor și bine în siguranță și duc o viață de lux psihotare. Ei nu vor să lupte, nici ei, nici copiilor. Tot noi, țărani, oamenii simpli, pe ăștia se scoate așa și crescut, înțelegi? Domnule Nicolae, aveți dreptate în ceea ce spuneți, dar vreau să vă întreb dacă aveți unde pleca și la cine? Știți, nu e unde pleca, da? Oricum, te duci pe capul cuiva, tot nu-i soluții, da? Undeva trebuie să te duci să închiriezi ceva. Dar atunci când ai să vezi că să începi ceva, nu e pentru noi, e pentru copii. Atunci ți-ai copii, familia și te duci unde te duci ochii, știți? Dar noi știm foarte bine că pentru a pleca în străinătate e nevoie de un buget. Aveți un buget de rezervă al familiei? Păi uitați care e chestia. Nu e chestia în buget, da? Dar situația că noi suntem deprinși să descurcăm pe loc. Și noi nu ducem la așa. Și acolo găsim de muncă, muncim ceva să ne gândim. Că tot timpul, dar stătând văzut ce se face la Ucraina, da? Și noi ne uităm și în Chișinău la noi. Și aici mașinile luxoase, da? Care stau bine mersi la noi. Mă uit, eu circul în România des. La vamă și frăția, niște mașini de ultimă urechnic. Aia pleacă, înțelegi? Care și la dânsul, eu furat, și eu făcut treaba lor. Dar ăia pleacă, oamenii sunt să rămân și luptă. Știi și te gândești, băi, cât de patriot trebuie să fii, da? Că ăștia au violat țara asta și au furat-o cum au vrut, și au business, au interes, au tot absolut ce vrei. Nu mă scheme aici, nu mă scheme. Noi am așa de tare am crescut în pas, da? Și ne-am pus speranța așa de tare, dar, nu știu, în ultima vreme parcă mă dezamăgesc, vă spun simt, dar nu mai eu. Cu ce ne vedeți cu tăți dezamăgesc? Și în acest context, domnul Nicolae, ce vă mai ține? Înțeleg că acum, la această etapă, sunteți în Republica Moldova. Ce vă mai ține acasă?
Păi eu vă zic ce mă țin. Eu am lucrat 4 ani jumătate în Rusia, da? Eu știu cum gândește rusul, vă doi pe la Europa. Și vreau să spun că atunci când ajungi la un conflict sau când vrei să cați un drept, nici spune, pleacă la tine în țară și îți cată drepturile acolo. Eu prin asta am trecut, eu pâinea asta de piscotare am mâncat-o, eu știu cum, eu știu gustul pâinii. Și eu nu vreau să plec, dar situația asta de război, sincer, nu știi, nu ne gândim la noi, dar ne gândim la copii. Îmi vine gândul și așa, scot copiii și familia, să o scot din țară și eu să mă întorc, știți? Dar iar îți pui întrebarea, tu ești ce să mori aici și copiilor și din Europa cu banii bine mersi străin, înțelegi? Și tot ce exclatem. Am înțeles, o opinie foarte bună și desfășurată. Domnule Nicolae, mulțumim foarte mult pentru acest apel. Mult succes dumneavoastră și familiei. Domnule Lisnevski, iată, ați auzit. Da, am vorbit mai puțin despre prețuri și costuri, ceea ce era contextul discuției anterioare. Dar argumentele sunt reale. Deci cei care au fost la guvernare în Republica Moldova au distrus țara asta, copiii lor învață în străinătate și până la urmă aici rămân cei care nu au posibilitatea de a pleca. Bine, înțeleg foarte bine, da, acele motive pe care majoritatea chiar vor să plece, da, sau lipsa acelor viziuni de viitor în Republica Moldova. Dar, bine, aici putem să discutăm foarte larg, da, pentru că, evident, pe parcursul de 30 de zile, practic, foarte puțin ce s-a făcut pentru securitatea anume... 30 de ani. 30 de ani, da. Și în ultimele 30 de zile, tot nu da, 60, pardon, că deja 2 luni. Adică foarte puțin ce s-a făcut pentru această securitate, aceste zone, pentru că, dacă țineți minte, chiar aici în studio am discutat, dacă nu greșesc, în luna ianuarie, da, despre această securitate, totuși, pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Și acest lucru era posibil de făcut doar atunci când va fi o transparență sau o colaborare cu Transnistria sau rezolvarea acestei probleme. Nu s-a făcut. Dar ce a zis iată? Ce ține de partea economică? Da, evident, domnul Nicolae nu vede, da, acea susținere din, sau nu a văzut pe parcursul 30 de ani acea susținere din partea guvernării sau să facă tot posibil ca acest oameni să se întoarcă. Problema aceasta a fost discutată sau a fost prima problemă în țară, practic, la fiecare sondaj, la fiecare alegeri electorale. De ce? Da, evident, noi stăm încă acolo unde ne-am pornit, practic, de la alegeri. Adică oamenii nu sunt această schimbare care s-a produs. Dar ce ține totuși de migrare? Eu nu cred că va fi așa de ușor la momentul dat să migrez cum cândva, da, să-mi pleci. Pentru că acum există o problemă de migrație foarte mare. Da, una că a plecat din Ucraina și noi vedem problemele care se confruntă chiar în Europa sau în Statele Unite, adică ucrainenii cu mare greu ajung în Marea Britanie. Iacă, apropo, peste 60 de zile, primul ucrainean care s-a angajat la lucru în Marea Britanie, adică a avut nevoie 60 de zile sau cât de cât să angajeze. În Statele Unite fix așa, este practic imposibil să treci pe... Încă nici n-au ajuns. Da, adică, 100 de mii e vorba să ajung în Statele Unite. E destul de complicat. Adică acceptă Statele Unite. Și dacă acum sincer, și dacă moldovenii ar pleca masiv, ar fi și mai complicat. Haideți să mai preluăm un apel și discutăm, pentru că mai avem timp. În legătură prin telefon este domnul Tudor din localitatea Durlești, municipiul Chișinău. Domnule Tudor, bună seara! Dumneavoastră v-ați gândit să plecați din Republica Moldova? Cum să plec? V-ați gândit să plecați în această perioadă? Nu. Eu, adică, dacă cinstit, vreau să plec la fiica ei, la Cipru. Am acolo o problemă și trebuie să... Dar așa, nu. Dar spuneți ce ați vrut să ne ziceți. Eu am vrut să vă zic aici, pe televizor, observ, că dacă cu problema cu transmisia, dacă se hotărăște, 100% că se hotărăște. Se va hotărâ, da? Eu cred că... Da. Se va rezolva. Da. În câți ani sau în cât timp? În cât timp? Nu știți cât mai repede, dacă doamna Maia Sandu, doamna președintele nostru, a hotărât mai rapid cu Eurosoyuz, măcar ca să fim candidați, că să ne fim primiți acolo. Am înțeles, domnule Tudor, din păcate nu doamna Sandu decide
ca Republica Moldova să devină candidat. Din câte știm, la această etapă există o cerere, urmează să completăm mai multe chestionare, să fie clară situația. La sfârșitul lunii iunie s-a spus că vom afla dacă suntem acceptați. Cel puțin pentru Ucraina, înțeleg că ar putea exista un răspuns pozitiv. Ați văzut, domnul Tudor, ce zice, mai puțin ține de subiectul pe care noi îl discutăm, dacă se gândesc cetățenii să plece din Republica Moldova sau nu. Cei care ne telefonați în direct, vă rugăm să ne spuneți anume dacă ați avut gândul de a pleca sau de a emigra din cauza situației din Ucraina sau ceea ce se întâmplă acum în regiunea transnistreană. Domnule Negru, migrația este o soluție în prezent, pentru că vedem mulți cetățeni în panică, spun că stau cu valizele sau pleacă chiar pe o perioadă să vadă ce se va întâmpla în Republica Moldova. Bine, trebuie să spunem că, într-adevăr, pe parcursul acestor 30 de ani, statul Republica Moldova a eșuat în a asigura și securitatea Republicii Moldova, în a asigura și bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova. De acum nu mai spunem toate cele câte s-au întâmplat, că cineva a furat, că a capturat instituțiile statului și așa mai departe. Și acum noi culegem roadele acestei incertitudini, de fapt, și această incertitudine, cauza ei, nu în ultima instanță, este și conflictul transnistrean, faptul prezenței trupilor ruse pe teritoriul Republicii Moldova, care speria investitorii, care destabiliza, care dezechilibra Republica Moldova. Și faptul că cetățenii Republicii Moldova nu se hotărau înspre Uniunea Europeană sau înspre Uniunea Euroasiatică, era cam împărțit mult timp, jumate la jumate. Toate astea au drept consecință această dorință a cetățenilor să-și caute în alte parte un refugiu. Și mai cu seamă, acum, în aceste condiții, 16% arată sondajele că ar ieși să apere Republica Moldova cu arma în mână. Asta e foarte... Bine, cetățenii înțeleg capacitatea statului nostru, da? Tehnică și umană. Dar haideți să mai preluăm un apel. E vorba de simbol, de vorba dacă tu ești dispus sau nu dispus să aperi acest stat. Am văzut că și în Ucraina puțini erau, până la începutul războiului, gata să iasă, să lupte, da, ei, așa. Totuși erau vreo 30 ceva. Dar procentul, da, mai mare decât în Republica Moldova. Da, nu, haideți să vedem ce ne spune domnul Petru din Coșnița, care este în legătură prin telefon. Domnule Petru, bună seara! Bună seara! V-ați gândit să vă faceți valiza și să plecați în străinătate? Deci încă o dată Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Nu. Am posibilitate să plec, nu-s de acord cu domnul Nicolae. Dacă pleacă toți din Republica Moldova, cine o să apere țara? Dar eu am zis că trebuie să plece toți? Nu! Nu. Eu am în vedere primul... Nu. Eu am în vedere, domnul Nicolae. Nu de dumneavoastră am avut în vedere. Da, am înțeles. Primul apel, da. Dacă și domnul Negru tot este Nicolae. Dar dumneavoastră vă faceți, nu știu, griji pentru familie, pentru copii, domnule Petru? Da, desigur. Dar oricum rămâneți în Republica Moldova și nu... Pentru copii, pentru nepoți, am trei copii. Alo. Da, vă auzim. Deci rămâneți în Republica Moldova indiferent de riscuri. Da. Am trei copii, am trei nepoți, dar nu plec nicăieri, fiindcă aici m-am născut, aici trăiesc. Cui să lăsăm noi satul, cui să lăsăm țânterimul, cui să lăsăm țara? Corect. Da, aveți dreptate. Și un ultim aspect. Dumneavoastră credeți că problema transnistreană poate fi soluționată, ținând cont că sunteți de la Coșnița? Eu cred că da. Când? Când? Când de grabă? Deci, vedeți, nu depinde de noi. Suntem o țară mică. Când o să fie scoasă trupele ruse de pe teritoriul Republicii Moldova? Am înțeles. Mulțumim foarte mult, domnule Petru. O seară frumoasă vă dorim. Mai avem 5 minute. Acesta a fost ultimul apel pe care l-am preluat. Domnule Lisnevski, ziceați despre cetățenii. Unii au argumente de ce
ar trebui să plece din Republica Moldova, dar au argumente și cei care spun că vor să rămână aici și n-au cui lăsa mormintele apropiaților, n-au cui, nu știu, au case, au activități economice. De fapt, majoritatea totuși vor să rămână în Republica Moldova, mai mult ca atât, dacă chiar să mă refer la cercetările cele care recent am menționat, de fapt am observat și un lucru destul de interesant, că lipsa armatei care posibil să reziste micșorează totuși riscul de a acțiunilor militare directe pe teritoriul Republicii Moldova. Și apropo, de exemplu, în România sau în Polonia sau în Ungaria, coeficientul de risc este mai mare decât în Republica Moldova. De ce? Eu consider că totuși Republica Moldova, necât încă odată s-a cedat diplomatic și s-a vorbit cu armii, dar eu totuși consider că Republica Moldova are capacitate și noi acum și guvernarea și opoziția arată acest lucru, că are capacitate diplomatic. Bine, cineva zice că politica internațională trebuie să fie deșteaptă, eu aș zice hâtră, da? Pentru că nu poți să-l, așa zicem, să-l biruiești pe rusul, da? Dar poți să-l amăgești, așa zicem, sau cumva altfel de, bine, fix așa cum a făcut și Marea Britanie în unele momente. De ce? Eu totuși eu cred, da, în capacitatea Republicii Moldova că poate să rezolve această problemă totuși prin diplomație. Mai avem puțin timp, mai există timp și pentru televoting, rezultatele vedem că un pic s-au schimbat. Concluziile finale, domnule Negru, urmează ziua de 9 mai, ziua victoriei, care este marcată de mulți ani, inclusiv în Republica Moldova. Se vorbește despre faptul că ar putea exista anumite provocări în această zi, inclusiv în contextul interzicerii panglicii Sfântul Gheorghe și a simbolurilor care sunt folosite de ruși în războiul din Ucraina. La ce ar trebui să ne așteptăm în preajma zilei de 9 mai sau chiar de 9 mai? Bine, în primul rând trebuie să păstrăm calmul, cetățenii Republicii Moldova trebuie să păstreze calmul, iar autoritățile să țină cont de faptul că unii ar dori să schimbe această guvernare. Dacă nu cu război, pentru că cu război nu se reușește, atunci prin alte metode, prin război hibrid, prin destabilizări, prin crearea de anumite curente de nemulțumire în societate și atunci, poate chiar și prin anumite omuleți verzi, cum îi numeam. Adică riscul este. Da, riscul este și trebuie în primul rând autoritățile să fie și cetățenii să nu se lase provocați. Scurt. Riscuri vor fi, evident, pentru că, cum și s-a vorbit, dar și practic tot s-a vorbit, că există grupuri care totuși sunt cointeresați de apariția unor focări de conflict. Evident, permanent cineva cu acest lucru se folosește, acest lucru s-a întâmplat în Ucraina, e posibil că să fie și în Republica Moldova și chiar alte țări europene. Să sperăm că totuși manifestația de 9 mai și următoarele zile nu vom avea provocări și va fi liniște și pace. Haideți să vedem rezultatele televotingului de astăzi. Vă reamintesc, întrebarea a fost dacă credeți că problema transnistreană va fi soluționată. 51% dintre cei care au transmis SMS consideră că da și respectiv 49% consideră că nu. Vreau să vă reamintesc că acest SMS voting nu este un sondaj sociologic și nu este reprezentativ. Dacă vreți să vedeți regulamentul televotingului, puteți intra pe pagina de Facebook Freedom cu Dorin Galben. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația în cadrul emisiunii. Eu sper că am explicat mai multe lucruri. Atât a fost pentru astăzi. Eu vă aștept deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând.